numai Elena Lasconi, uite, un prenume de soție de dictator. Vedeți în horoscop? Aoleu, toată lumea mă întreabă chestia asta. Dacă mă avantajează, da. La fel cum cred în prognoza meteo. Ce ați răspunde unui care v-ar spune cred în Dumnezeu dacă mă avantajează? Știți că și aici e interesant. Dar ce ai împotriva cuiva în care nu crezi? El, dacă nu există, dacă vorbim despre persoanele care spun că nu există sau că au o problemă cu crucea sau cu credința sau cu astea, păi de ce te deranjează dacă nu există? Mulți o acuză de impostură pe doamna Elena Lasconi. Are hartă de președinte? În ce sens? La ce? Nu sunt la curent cu lucrul ăsta. Are planete bune, culminante. Este o schimbare în destinul dumneaei, adică faptul că trece planeta Pluton peste destinul dumneaei chiar în perioada de campanie. Ăsta este și un semn de putere, adică în sensul că capitalizează ceva în urma acestei candidaturi și depinde ce își dorește pe viitor. Are ambiții politice, este născută, dacă nu mă înșel, în același an cu doamna Gabriela Firea, persoane care intră din jurnalism, da, în politică și se pricepe la vorbe. Adică este o... Depinde. Păi, am auzit foarte multe răspunsuri de la doamna Lasconi în care știe să scalde lucrurile. Ce ai împotriva, nu știu căruia, dar ce ai împotriva, adică, deci, noi n-avem, în primul rând, nu știu, zodia, pentru că e născută pe o cuspidă, pe o graniță, adică dacă e născută noaptea ar fi berbec, dacă e născută după dimineața zilei în care s-a născut, este zodia Taurului. Deci aici am o problemă cu doamna Lasconi, că nu știu ora de naștere și ar putea să fie berbec, ar putea să fie Taur, dar are planete puternice în zodia Gemeni. Geamănul este o zodie a comunicării, guvernează jurnalismul și te ajută într-o campanie, te ajută foarte mult ce spui. Și cred că dorește dumneavoastră să demonstreze că poate să fie de partea oricui. Adică ea poate să fie o președintă a tuturor românilor. Da? Este o persoană cu luna în rac, ceea ce se potrivește bine pe ascendentul României, un mare benefic culminant, ceea ce înseamnă că are ambiții foarte largi, mari, nu e frică. Dar trebuie să fie foarte atentă la ceea ce înseamnă bani de campanie. Da? Deci tot ce ține de finanțare. Da, pentru că are totuși o evoluție. Da? Și trebuie să fie foarte atentă. Pentru că ca și în cazul domnului Ponta, ca și în cazul doamnei Gabriela Firea, da, există aceeași problemă. Tu, ca persoană, tu nu poți să-ți candidezi, tu nu poți să sponsorizezi candidatura din buzunarul tău, că nu ai cum. Și din păcate, șobolanii din 1972 au această mică problemă. Că dacă nu e tanda pe manda, știi, banii pe care îi primești pentru campanie și ți se, nu știu, e ceva umflat acolo, atunci asta îți aduce un dezavantaj. E un truc așa astrologic, nu neapărat... Are șanse la turul 2? Nu cred. Nu cred eu. Asta nu înseamnă că nu o avea. Din punct de vedere astral. Dar câștigă mai mult în această perioadă decât alți candidați care al căror discurs este derapant. Doamna merge pe patine, adică știe foarte, e păsăniuță, știe foarte bine alunecușul discursului. Puncte forte, puncte slabe. Comunicarea este un punct forte. Cred că o anumită, nu știu cum să spun, simplitate, da, pe care o are, o direcție foarte clară, punctul forte, și dacă este Taur și dacă e berbec, coarnele acelea îi pot fixa o direcție foarte clară, adică în momentul în care știi ce vrei și te duci înainte și nu ai, planuri B, da? Sau planuri secundare, chestia asta poate să o poate ajuta și cred că o încredere foarte puternică pe care o are în dumneai. Vulnerabilități majore? Mi-ai spus chestiunea ce ține finanțare? Da. Lilitul unde l-are? Acolo, în zona banilor care vin din alte surse decât
Dar cum să facem asta? Că n-avem cum să o dăm. Nu e... N-ai putea să-i spui un astfel de om așa, că n-ai cum. E ceva... E s-a băgat într-o chestiune în care... În care lucrurile murdare, dacă există, n-au cum să fie date la o parte, dar își poate prinde cumva urechile în lucruri de genul ăsta. Bine că nu este ea doamna dictator. Nu e. Este un om care, din multe puncte de vedere, e un om adaptabil, nu este un dictator. Și este curajoasă. Aici pot să-ți spun că este o femeie curajoasă, este când vrea să fie femeie, femeie, când vrea să fie bărbat, este bărbat. Are o conjuncție Marte, Venus, Marte în zodia Gemeni, este foarte versatilă. Este a depășit cu bine, să spunem, anumite scandaluri din viața dumnea ei. Probabil că nu are o viață ușoară, dar în același timp are curaj. Adică îți trebuie niște să spunem, niște hormoni masculini ca și să faci așa ceva. Și următoarea perioadă cum este aspectată? Mă refer la aceste două luni și cu precădere la ultimele trei săptămâni, pe 24 noiembrie până pe 8 decembrie, când vom vedea turul 2, ultima zi de alegeri. Am spus că vorbim despre o schimbare în viața dumneai, despre un capital de putere. Nu este avantajoasă perioada asta, cel puțin cu Saturn, cu planeta Saturn pe ultima casă astrologică, tot acolo ar pica și luna. Adică în cele două zile de campanie, luna este într-o poziție cumva inferioară. De ce vorbesc de lună? Că s-ar putea să fie astrologi care să se întrebe, dar luna asta dirijează tot? Cam da, pe chestii de genul acesta, pentru că luna este voința poporului. Și eu am văzut foarte multe hărți, de exemplu, într-o hartă, în harta domnului Joană, de la primul tur până la al doilea tur, soarele... se duce și se poziționează peste Saturnul dumnealui, ceea ce de obicei cam apare atunci când îți asumi niște prerogative, știi? Luna însă este voința poporului. Câți ies la vot depinde de lună. Dacă plouă, ies mai puțin. Dacă nu plouă, ies mai mulți. Dacă au chef, dacă se așează luna bine, ies. Dacă nu... Deci e o chestie foarte interesantă. Apropo de cum se așează luna. Da? Și luna pe cele două zodii fecioară pești, care e așa o axă de sacrificiu, suferință, umilință, exact cum e pe harta României. Nu ne arată într-o, cum să spun, nu noi ăștia care mai știm câte ceva, dar poporul pe axa asta cel puțin arată ca pe un popor deznădăjduit, ca pe un popor care visează, nu știu, la un salvator care să vină să le... eu știu, să le facă viața mai bună în condițiile în care ei 10 de ani din viața lor nu și-au făcut-o, ceea ce este o chestie falsă. Deci asta arată, este o parte bolnavă, dacă vrei, a viziunii poporului român. Și din cauza asta am ajuns într-o componență a Parlamentului, a celor care ne conduc, atât de pestriță, cum n-a mai fost niciodată.